Dragii mei, încă o emisiune pe care vă dedicăm dumneavoastră, celor care doriți să aflați cât mai multe lucruri despre primarii noștri, despre cei pe care i-am ales, despre cei pe care probabil, dacă și-a făcut treaba bine și în mod sigur, sunt foarte mulți primari în județul Bacău care au muncit foarte mult în această perioadă, vor fi realeși de către dumneavoastră. Este o emisiune care face bilanțul a 4 ani și nu numai, pentru că uneori poate un primar muncește și 24 de ore din 24, noi ceilalți și presa mai mergem și la culcare, dar primarii au așa o activitate non-stop, sunt de veghe în fiecare zi, mai ales că e un an complicat pentru noi toți, un an mai delicat, un an în care încercăm să revenim la o viață așa cum a fost ea înainte de pandemie, nu știu dacă va mai fi la fel, dar poate că am învățat lucruri bune din această perioadă, să fim mai buni și să-i respectăm pe cei care încearcă și se străduiesc să aducă ceva în plus în comunitățile noastre. Este vorba de primarii noștri și astăzi am deosebită plăcere să vă prezint un prieten al televiziunii noastre, domnul Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești. Un oraș frumos, un oraș curat, un oraș cu oameni gospodari, un oraș care, haideți să ne aducem aminte cum arăta acum 4 ani, cum erau drumurile, cum era infrastructura și să încercăm să facem un exercițiu real de recunoaștere a schimbării la Dărmănești. Un om care a venit cu o nouă viziune, un om care știe în continuare ceea ce este de făcut, dar să nu lungesc vorba, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bine ați venit din nou în studioul Exclusiv TV. Bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc. Domnule primar, cum este să fii reprezentantul ales al unui oraș în anul acesta, un an destul de greu? Spuneți-ne despre greutățile pe care le-ați avut sau eforturile pe care le-ați făcut în acest an în care s-a văzut mai mult solidaritatea între oameni și apelurile către primar au fost mai multe decât oricând de la cetățeni. Așa este, pentru mine este o onoare să fiu primarul orașului Dărmănești și în același timp este și foarte multă responsabilitate, pentru că așa e, am trecut printr-un an dificil și încă suntem în miezul problemelor. Sunt foarte multe provocări pe care noi trebuie să le depășim și să le depășim în timp foarte scurt. Trebuie să găsim cele mai bune răspunsuri la provocările pe care le avem și sigur că trăim niște vremuri destul de complicate în care omul aproape că nu mai are răbdare. Își dorește poate peste noapte să facem, aș putea spune, miracole, să rezolvăm toate problemele pe care timp de poate zeci de ani sau o perioadă lungă aceste probleme n-au fost rezolvate sau nu s-au găsit soluții. Este dificil, este în același timp onorant. Trebuie să fii foarte bine pregătit. Ca primar în zilele noastre, trebuie să fii tu, ca individ, foarte bine pregătit și, în al doilea rând, trebuie să ai o echipă foarte, foarte bună în spate. Altfel, rezultatele întârzie să apară sau, de multe ori, aceste rezultate rămân doar la nivel de proiecte, doar la nivel de idei, niciodată realități. Da, am văzut încă de la începutul mandatului dumneavoastră că ați reorganizat activitatea în primărie, v-ați îmbunătățit activitatea, circuitul documentelor, v-ați făcut încă de la început, de fapt probabil că aveți deja un plan de activitate încă din campania electorală din 2016 și iată că au zburat anii, au 4 ani, au zburat așa
Dar în urmă rămân niște lucruri pe care dumneavoastră și împreună cu echipa dumneavoastră, împreună cu Consiliul Local, ați adus o schimbare în ceea ce privește imaginea pe care o percepe un turist sau un om sau chiar un cetățean care locuiește în Dărmănești. Au fost schimbări. Despre acestea aș dori să discutăm astăzi, să facem o scurtă sinteză, în primul rând, a 4 ani de mandat, să ne spuneți ce v-ați planificat, ce ați realizat în acest mandat și dacă au rămas și lucruri care urmează să le mai faceți. Da, în primul rând îmi aduc aminte cu drag primele zile de mandat în calitate de primar. Cred că săptămâna asta se împlinesc 4 ani de când am fost investiți în funcțiile de primar, fiecare pe unde a câștigat, și vreau să vă spun că am venit în administrația publică având o experiență destul de bogată în administrație. Știam foarte bine și mi-am dimensionat încă din campania electorală acele promisiuni în așa fel încât ele să poată deveni și realități. Am început mandatul prin a reorganiza, așa cum spuneați și dumneavoastră, întreaga activitate din cadrul primăriei, pentru că acolo erau foarte multe probleme vis-a-vis de organizare, de structură, de model de gândire, de viziune. Și eu, încă de la bun început, nu mi-am propus să muncesc singur. Am spus că voi veni să coordonez o echipă și pentru a face acea echipă performantă, sigur că am făcut multe, multe schimbări. În al doilea rând, am avut o viziune vis-a-vis de cheltuirea banului public și am să vă fac câteva mărturisiri. Dacă la începutul anului 2016 o parte foarte mică din bugetul local era dirijat spre investiții și cei care sunt în administrație știu că bugetul unei autorități publice locale are 2 mari componente, bugetul de funcționare și bugetul de dezvoltare sau de investiții, vreau să vă spun că mare parte din acei bani pe care oamenii plăteau taxe și impozite se duceau spre bugetul de funcționare, adică spre cheltuieli care nu erau eficiente pentru comunitate. Era un dezechilibru. Era un dezechilibru. Vorbim de 92-93% din bugetul care îl avea primăria la acel moment se duceau spre cheltuielile de funcționare și vorbesc aici de salarii, de utilități, de tot felul de contracte de mentenanță prin care se sifonează banul public și undeva 3, 4, 5, 6% spre dezvoltare, spre investiții. Sigur că a trebuit să schimb din temelie această viziune și pentru că ne-am propus să rezolvăm problemele pe care cetățenii le-au ridicat fie înainte de a începe campania electorală, fie în timpul campaniei electorale, aveam nevoie de resurse financiare. Și dacă în 2016 undeva 10%, să zic modogrosu, din buget se duceau spre investiții, în 2020 vorbim de 57% din bugetul local este dirijat spre investiții. Nu poți să dezvolți o comunitate fără să faci investiții consistente. Mai direct așa spus, vreau să vă spun că vechea administrație sau cei care au administrat orașul Dărmănești până în 2016 nu aveau bani de cofinanțări. De ce? Pentru că, repet, erau cheltuieli inutile făcute pe secțiunea de funcționare și practic rămâneau fără bani pentru a putea cofinanța secțiunea de dezvoltare. Și cofinanțările n-ar fi sume foarte mari, dar ele totuși la nivelul mai multor investiții se adunau acolo și... Sigur. Deci iată o mare problemă pe care ați rezolvat-o în acel moment. O viziune pe care recomand ca cei care își doresc să ajungă în administrația publică, să ajungă primar sau consilier sau mai știu eu ce, trebuie să o aibă. Sunt foarte mulți oameni care acces spre administrația publică și care n-au elemente de minimă, să zic, necesitate de vis-a-vis de administrația publică și nu astăzi, în 2020, nu se mai poate conduce o autoritate publică fără a avea date clare vis-a-vis de cum se constituie un buget,
cum se execută un buget, care sunt sursele de finanțare. Văd foarte mulți primari care stau cu mâna întinsă spre guvern prin diverse, axe de finanțare și sunt foarte nemulțumiți în momentul în care nu reușesc să obțin acele proiecte. Foarte mulți se orientează spre axele europene, dar n-au bani, repet, de cofinanțări și atunci cred că ar trebui viziunea îndreptată spre principala resursă pe care o avem și să o gestionăm foarte bine și, bineînțeles, să putem duce acești bani către cofinanțări și așa mai departe. Aș vrea să vă mai spun că la o analiză foarte serioasă și foarte aplicată în 2016 am văzut că 70% din infrastructura rutieră era praf la Dărmănești. Avem o rețea de peste 80 de kilometri de drumuri locale și acea infrastructură rutieră era într-o stare jalnică. Am făcut o analiză vis-a-vis de infrastructura de sănătate și, sigur, la Dărmănești, în 2016, erau probleme reale vis-a-vis de starea de sănătate a cetățenilor. La fel, pentru infrastructura școlară și nu numai. Principalele noastre ținte au fost îndreptate spre a rezolva problemele și nevoile cetățenilor. Mereu am spus, degeaba avem poate străzi frumoase sau avem săli de clasă foarte frumoase și nu avem elevi. Sau avem străzi frumoase și avem o localitate îmbătrânită din punct de vedere uman și bolnavă. Și atunci a trebuit să gândim proiecte și strategii de dezvoltare pentru fiecare componentă, dar aceste componente adunate să vină să satisfacă cetățeanul. Pentru că primordial pentru noi și pentru mine în speță este cetățeanul cu nevoile și el trebuie să fie principalul beneficiar al tuturor acestor măsuri. Da. Sigur că da. Sigur că spuneam mai devreme că bugetul este elementul principal care poate să creioneze dezvoltarea unei localități. Alături de o viziune bine ancorată, alături de un management performant, pentru că foarte mulți vorbesc de proiecte, vorbesc de tot felul de, realizări, investiții și așa mai departe, dar când faci o analiză a eficienței banului public cheltuit în localitatea respectivă, constatăm de cele mai multe ori, sau de multe ori, că acei bani n-au fost suficient de bine investiții. Și avem exemple multe în județul Bacău. Avem și județul Bacău și în țară, da. Tot felul de investiții care au fost făcute cu niște eforturi financiare din partea guvernului mari și eficiența acelor investiții este zero. Și mă refer aici la, poate case de cultură sau cămine culturale care sunt închise, făcute în sate care poate n-au... Sau săl de sport. Sau săl de sport, sau acele terenuri, am văzut și în presă, acele terenuri în pană și așa mai departe, parcuri, am văzut parcuri în țară care, sigur, în care guvernul sau Uniunea Europeană a investit sume consistente și acum sunt pline de buruieni și așa mai departe. Și atunci cred că ar trebui să guvernanții și autoritățile publice locale să țină cont de gradul de eficiență a banului investit. Și de specificul investițiilor. În primul rând, noi am ținut cont de acest, principiu și vreau să vă spun că dacă ne întoarcem din nou la buget și nu vreau să fac o discuție foarte largă pe acest subiect, eu sunt inginer, dar am făcut și finanțe bănci și m-a ajutat foarte mult să îmi construiesc în timp o gândire foarte, foarte ancorată în a găsi cele mai bune criterii de eficiență. Vreau să vă spun că dacă în perioada 2012-2016 total investiții în orașul Dărmănești 4.828.000 de lei, în perioada 2016-2020 bugetul a crescut 500%. Și vorbim de peste 35 de 1.606 lei, adică a crescut foarte mult, de 500%. De ce a crescut de 500%? În primul rând ne-am uitat la resursele locale, ce avem noi și le-am valorificat superior. Nu ne-a interesat pe noi să creștem bugetul crescând taxele și impozitele. Să știți că taxele și impozitele au rămas
constante la Dărmănești. În schimb, am crescut masa impozabilă. Foarte mulți nu știu ce înseamnă masă impozabilă. Aveam bunuri ale primăriei, ale UAT-ului, care nu erau fie impozitate, care nu erau valorificate superior, de exemplu, nu erau date spre concesiune și așa mai departe. Deci a fost o direcție de a crește veniturile locale prin creșterea masei impozabile. Vreau să vă spun că am avut niște rezultate foarte bune și ne-a ajutat să ne cofinanțăm. O a doua direcție, sigur că ne-am orientat spre fondurile europene. Eu nu am avut un mandat, să zic, foarte ușor și nu am primit sprijin din partea fostului guvern. Nu am, deși am făcut foarte multe proiecte și am depus și la PNDL și la CNI și așa mai departe, pentru că poate am fost un pic mai direct și am spus lucrurilor pe nume, nu am avut un sprijin așa cum au avut alți primari. Da. Nu m-am descurajat și atunci ne-am orientat foarte serios spre axele europene, spre fondurile europene și am obținut proiecte din fondurile europene care vin să spun astăzi că am crescut bugetul de 500%. Da? Deci a crescut în exercițiul financiar, să zic, 2016-2020. Și sigur că fiind un om foarte practic și mă întorc aici la profesia mea, să zic, la bază de inginer, pentru mine lucrurile sunt într-o logică foarte bine, să zic, ancorată în realitate. Gândim proiecte în mintea noastră, acele idei, dacă sunt făcute publice în cadrul unei echipe, devin proiecte, dacă reușim să le asigurăm finanțare, devin realități. Mare parte din promisiunile pe care le-am făcut în 2016, astăzi sunt realități la Drămănești, nu proiecte, ci sunt realități. Și dacă aș face o analiză scurtă, foarte scurtă, vreau să vă spun că la Dărmănești, în 4 ani de mandat, am asfaltat peste 23 de străzi. Dacă inițial am făcut referire că din cei 80 de kilometri de străzi pe care noi îi gestionăm la Dărmănești, un procent de 15-20% erau asfaltate, astăzi cu pachetul de peste 23 de străzi care le-am asfaltat, mare parte din ele din fonduri locale și aici ar fi bine chiar să ne le precizați aici pentru că bine ca oamenii să știe lucrurile astea. Da, vorbim de strada Chimiei, Rafinăriei, Taberei, Măguricii, Stadionului, Căprioarei, Uzinei, strada Valeuzului, Orizontului, Brătuleștiu, Victoriei, Muncii, Buciumului, în Plop am făcut de altfel asfaltări, Livez și Lapoș prin PNDL, strada Energiei, Dumbravei, Rafinăriei, Petroliștilor, Alunului și așa mai departe. Iată un calup de străzi care noi le-am asfaltat, deci 23 de străzi până la acest moment și suntem cu încă 4 în momentul ăsta în implementare. Și vorbim de strada Teiului și strada Poiană și, sigur, cum vremea ne permite, vom finaliza asfaltarea pe strada Energie, pe drumul județean, legătură cu drumul național, cu DN-ul și pe strada Muncii. Deci, pe partea de infrastructură rutieră am făcut investiții serioase, fără să așteptăm nimic din altă parte. Aceste proiecte 23 sunt astăzi realități la Dărmănești, sunt străzi asfaltate, multe dintre ele gândite pe proiecte foarte consistente și dincolo de aceste străzi noi ar trebui să mai asfaltăm încă, în perioada următoare, încă un calup de 15-20 de străzi să putem vorbi de condiții normale de trai într-o localitate urbană. Vorbeam de eficiența sau acel coeficient de analiză care spune cât de eficienți au fost cheltuiți banii. Sigur că din analizele noastre acele nevoi ale cetățenilor sunt ierarhizate pe o anumită grilă, iar infrastructura rutieră este în top. Vom continua și în perioada următoare cu modernizarea acestor străzi care sunt de necesitate maximă la Dărmănești. Bun, spuneți-ne și despre apă și gaze. Sigur câteva că lucruri. Pentru că astea sunt cele mai importante. Vreau să vă spun că la Dărmănești am avut o infrastructură, o rețea de gaze destul de șubredă și am făcut demersuri pentru a extinde rețeaua de gaze.
În 2018 am fost la Ministerul Energiei și am avut discuții nenumărate cu cei de la ANRE. Cred că am avut 4-5 întâlniri cu președintele ANRE-ului, în urma căror discuții a avut loc o modificare legislativă. Și am să vă spun de ce. De fiecare dată când autoritățile publice locale veneau cu propuneri de extindere rețea de gaze sau de curent, se făcea o analiză de către cei de la Delgas Grid și în acele analize, totdeauna, sau în mare parte, investițiile erau nerentabile pentru Delgas. A, ei puneau și, problema că nu e rentabil nu pentru rentabil, ei. Da, și sigur că nu finanțau, nu cofinanțau aceste lucrări. Și una din propunerile pe care am făcut-o la NRE în 2018 și, repet, a devenit hotărâre de guvern, a fost ca operatorul Delgas, în speță la noi, Delgas Gridul, să contribuie proporțional cu gradul de eficiență. Adică dacă investiția este 20% eficientă pentru Delgas, să cofinanțeze cu 20%. Și s-a schimbat total viziunea vis-a-vis de dezvoltare. Vreau să vă spun că... Mai mult decât atât, da, vreau să facem aici precizarea că deja există un proiect național. Guvernul a anunțat un miliard de euro pentru, tocmai pentru gaze. Da, vreau să vă spun că demersurile noastre legate de gaze nu au fost în zadar și am să amintesc acum contractele pentru execuție, avem contracte pentru execuția lucrărilor de gaze pe 20 și ceva de străzi, extinderea rețelor de gaze. Și avem așa, avem contractul de execuție semnat pentru străzile Buciumului, Gării, Panselelor, Teiului și Lalelelor. Aici suntem la avize, luăm avizele pentru lucrări. Cei de la pentru lucrări și sigur în acest an vor fi și finalizate. Avem de altfel semnat contract pentru execuție, extindere rețea de gaze, strada Gării, Luncii, Primăverii, Răchitiș, Fabricii, Triajului, Brătuleștiu, Vadului, Viorelelor, Muncii, Calea Trotușului, în cartierul Plopu. Deci avem 5 pachete de contracte de execuție cu peste 20 de străzi, dar foarte, foarte important, vorbim de cartierul Lapu și de cartierul Sărătu, care niciodată n-au avut gaze și nu era nici concesiune din partea Ministerului pentru cele două cartiere. Am făcut demersurile necesare, suntem în fază finală de semnarea contractului de concesiune pentru extinderea rețelei de gaze pentru cartierul Sălătruc și Lapoș. Sigur că doar în cartierul Sălătruc și Lapoș, valoarea investiției este de 1 milion de euro. Cofinanțarea din partea Delgazului 401.000. Deci primăria trebuie să găsească resursă financiară pentru aproape 1 milion de euro pentru extinderea doar în cele două cartiere. Vreau să vă spun că am asigurat resursă financiară pentru cele 20 de străzi și vrem să mergem din buget local și, repet, până la sfârșitul anului sperăm ca aceste lucrări să fie finalizate. Noi, din punctul nostru de vedere, am făcut toate demersurile, am semnat contractele de execuție, licitații ți-am avut, suntem la faza de a obține avizele. Și să ne ducem pe acest program PNDL de care dumneavoastră ați făcut, la care ați făcut trimitere pe cartierul Lapoș și Sălătru. Iată că viziunea noastră este foarte clară de dezvoltare și de a veni în sprijinul cetățeanului. De altfel, un alt proiect care l-am semnat și devine certitudine în aceste zile a fost extinderea rețelei de curent la Valea Uzului. Noi ne-am propus să devenim stațiune turistică de interes local. Da, pentru local. Acolo, e, și din punct de vedere turistic, este o zonă de maximă atenție. Este, cred că, cea mai frumoasă zonă din județul Bacău pe care noi am fost echipa noastră săptămâna trecută la coada lacului, e adevărat lacul un pic secat acolo. Da. Ne-am întâlnit cu niște investitori care au niște pensiuni acolo și ne-au spus că sunt foarte bucuroși dacă acest proiect al dumneavoastră se va realiza, pentru că ei au nevoie de infrastructură acolo. Se va realiza cu și certitudine. O zonă foarte frumoasă. E o zonă superbă. Vreau să vă spun că a fost cel mai mare proiect
cumva de colaborare între o firmă privată, între Delgas Grid și o autoritate publică, proiect care doar pentru extinderea rețelei de curent depășește 1 milion de euro. Venim și acolo din resurse proprii cu 50% investiție și am semnat contractul de proiectare și execuție. Săptămâna viitoare trebuie să predăm amplasamentul lucrării și până la sfârșitul anului 2020 rețeaua de medie trebuie să fie pusă sub tensiune. Iată proiecte mari de anvergură care vin cumva să facă din localitatea Dărmănești un centru, din orașul Dărmănești un centru de referință și vis-a-vis de turism și vis-a-vis de investițiile care se vor desfășura la Dărmănești. Sunt foarte multe lucruri și îmi vine foarte greu să fac o sinteză. Nu vom reuși în această emisiune să le punem pe toate în valoare. Azi vorbim un pic și despre rețeaua de apă. Noi avem la Dărmănești o rețea de apă care în proporție de 70%, 75% rezolvă nevoile cetățenilor. Continuu facem lucrări de extindere a rețelei de apă, de modernizare, pentru că avem zone, proiectul a fost făcut în perioada 2004, 2005, 2008 și sunt anumite probleme vis-a-vis de acele vane de secționare, vis-a-vis de adâncimea amplasării conductei de apă și sunt străzi care iarna au probleme, îngheață apa acolo. Dar continuu și în acest an vom face investiții în rețeaua de apă, în așa fel încât la Dărmănești să nu avem probleme în rețeaua de utilități, pentru că, repet, avem în spate sau în paralel un proiect de reabilitare, de asfaltare a străzilor și nu are rost să asfaltăm o stradă după care să intervenim acolo. Deci nu avem o problemă la acest moment, repet, facem acele lucrări care sunt absolut necesare în extindere, modernizare, rețea de apă și avem și în cartierul Sărătruc, avem și la Dărmăneasca, avem și în Plopu, am făcut săptămâna trecută o extindere rețea de apă în cartierul Joseni, deci peste tot încercăm să rezolvăm parte din problemele cu care nu cetățenii întâmplător se... V-am întrebat și de apă, pentru că noi oneștenii apă de la Valea Uzului luăm. Da, da? Sigur. Și apă foarte bună. Spuneam că ne propunem să devenim localitate de referință în județul Bacău. Suntem furnizorii de apă și pentru partea aceasta și ramura către Bacău. Pentru 80 și ceva la 100 din județul Bacău și sigur că măcar atunci când cetățenii din județul Bacău beau apă și amintesc de Dărmănești. De acum nu știu, poate se gândească vreun investitor să, nu știu dacă are și calități minerale apa din zona dumneavoastră, dar oricum ar putea îmbutelia apă. Apă plată, sigur. Da, da. Noi ne-am propus să devenim stațiune turistică de interes local și analizăm toate resursele pe care le avem, inclusiv calitatea apei. Și cred că în perioada următoare veți auzi de niște investiții în Dărmănești și în acest domeniu. Domnul primar, ar mai fi o chestiune care sigur ar încânta tineretul din Dărmănești. Internetul, acoperire în tot orașul. Da. Cum v-ați gândit? E un subiect foarte interesant și vreau să vă spun că nu l-am făcut public până la acest moment. Noi avem un proiect în parteneriat cu o firmă privată de extindere de construire a 57 de kilometri de rețea ultramodernă de internet, televiziune și tot ce ține de partea de informație transmisă în acest sistem. Cablu, da. Prin cablu, da. Deci 57 de kilometri și vreau să vă spun că acoperim mare parte, cred că 90% din orașul Dărmănești. Astăzi am pregătit mapa pentru ședința de Consiliu. Vineri vom avea ședință de Consiliu și vom aproba acele hotărâri de Consiliu care vin să ne punem în parteneriat cu acest investitor. Este o investiție mare, este doar cu capital privat, nu venim noi cu nicio contribuție. Până la sfârșitul anului vom avea, sigur, mai exact din cei 57.400 și ceva de metri liniar de rețea, în jur de 95% pe sistem aerian și în jur de 1700 de metri liniar de rețea subterană. Sigur, vor fi amplasați în jur de 150 de stâlpi și așa mai departe. Una dintre cele mai frumoase, să zic, investiții se va derula în perioada următoare și
Sigur că astăzi în era tehnologiei, fără o rețea foarte bună și foarte mai bine pusă la punct, nu face. Trebuie să fim pregătiți pentru noua tehnologie 5G, care, da, sigur, a provocat dispute pe internet, fiecare cu părerea lui. Eu zic că noi suntem pregătiți sigur, prin ceea ce facem. Trebuie acolo să fim pregătiți pentru noua tehnologie, în sensul că va crește viteza, va crește modul în care accesăm informațiile din mediul online și ăsta e un lucru bun. Observați cât de importantă a fost comunicarea online, da, în această perioadă, perioadă a pandemiei. Puneți că ați ținut și ședințe de consiliu local. Toate ședințele au fost în sistem de videoconferință. Sistem videoconferință și ședința de săptămâna asta tot în sistem videoconferință. Sperăm să... Este firesc, da, pentru a proteja. În primul rând atât, e o tehnologie și o provocare pentru, da, mulți. Nu este perfectă, da, tehnologia, nu este, încă ne mai obișnuim cu ea, mai apar, da, dar da, este important ca totuși administrația locală să-și desfășoare activitatea, chiar dacă legile în această perioadă nu au fost foarte clare. Undeva am simțit eu că administrațiile locale au fost un pic lăsate, primarii au fost lăsați pe cont propriu la un moment să dat. Să știți că în marile bătălii ale vremurilor trebuie să te descurci singur și chiar n-am așteptat niciun fel de miracol din partea nici a autorităților județene, nici centrale, ci a trebuit să ne gestionăm noi acolo așa cum am putut și să știți că am făcut-o bine. Până la urmă, am avut, asta trebuie să facă un primar. Da, am avut resurse locale, am făcut tot ceea ce legislația ne-a cerut și vis-a-vis de acele ordonanțe militare și așa mai departe. Nu avem probleme, nu am avut nici probleme deosebite la Dărmănești. Chiar mă uitam într-o statistică, suntem mult, mult ca număr de îmbolnăviri sub alte localități din județul Bacău. Aici trebuie să subliniez și faptul că oamenii au înțeles, că au purtat acele măști, că au stat în perioada de carantină în locuințele lor, că au ieșit doar în interes strict, să zic, necesar. Și pe acest fond nu am avut probleme. Ați simțit solidaritatea oamenilor, da, în această, da, perioadă? Da. Pot să spun că foarte mulți m-au sunat, foarte mulți mi-au spus, domnule, dacă putem să ajutăm cu ceva, ce ar trebui să facem? Dacă sunt cazuri chiar defavorizate, care poate au nevoie. Deci o solidaritate, și aici mă întorc la acele valențe ale românului, suflet bun și nu numai, credință și așa mai departe, care în momente de restriște, de greutăți, se pare, valoare, că, da, se pare că ne adunăm, punem cei mai buni din noi, deci, și reușim putem să depășim. Putem să fim cu siguranță, mai buni. Cu, da, siguranță. Sigur că vorbeam de infrastructura rutieră. N-am atins decât foarte puțin. Vreau să vă spun că am modernizat sensul giratorii, intersecții, am construit sensul giratorii. Am făcut peste... Sensul ăsta dinainte de primărie, da, e pe mandatul dumneavoastră, da, da, cred. Da, și, da. Ceea ce este de remarcat, ca să nu uităm și trebuie punctat neapărat, pentru că eu sunt un fan al acelei piațete care s-a deschis așa ca o oază de lumină. Sigur, și am spus-o și o spun peste tot, domnule, mergeți să vedeți, da, ce frumos arată acum totul deschis. Ați creat un spațiu acolo, viziune, o nouă viziune de respirație pentru oameni. Am amenajat, cred că 12-13 parcări. Noi nu avem parcări la Dărmănești și fiecare era un haos, fiecare parca unde voia. 12-13 parcări, însemnând câteva mii de metri pătrați de parcări, le-am amenajat. Am gândit o șosea parcările de centură. Cum sunt, domnul primar? Sunt cu plată sau sunt grave? Deci nicio parcare în Dărmănești nu este cu plată. Iată toate un sunt, avantaj. Da, mai la Onești aici, nu mai știu acum dacă se plătește, da, dar știu că o bună perioadă am nu plătit parcare. Nu avem parcări. Eu zic cu că plată, da, și prin asta le arătăm oamenilor că îi sprijinim, nu? Dom'le, faci o economie, nu plătești parcare, nu ai prețul la fel ca în anii trecuți la gaze, la apă. Aici ei asta cer primarului. Dom'le, haide să ne faci viața mai bună sau măcar să menții standardul pe care îl avem, dar să nu mergem. Foarte mulți mi-au cerut, domnule, vrem locuri de parcare și toate aceste parcări sunt amenajate modern, cu pavele și așa mai departe. Vreau să vă spun că în discuțiile avute cu cetățenii, drumul județean DJ-123 trece prin centrul localității și crea un disconfort serios și zgomot, poluare fonică, poluare, praf și așa mai departe, da, risc de accidente și așa a luat naștere ideea unei șosele de centură. Vreau să vă spun, cred că suntem printre puținele localități din județul Bacău, dacă nu singura, care
la acest moment poate vorbi de un proiect depus pentru a avea o șosea de centură. Am cumpărat în 2018, spuneam că am avut o viziune foarte bine închegată și ancorată vis-a-vis de nevoile cetățenilor, fosta cale ferată care alimenta, eu știu, din DN, rafineria Dărmănești. Am fost la licitație la Casa de Insolvență Transilvania, am cumpărat peste 40.000 de metri pătrați de teren, am introdus acel teren în domeniul public, astăzi suntem la nivel de studii de fezabilitate și așa mai departe pentru a obține o finanțare. Va fi unul din proiectele, eu zic, foarte frumoase ale Dărmăneștiului, cu un sens giratoriu în drumul național, cu un sens giratoriu în drumul județean, acolo unde intrăm în zona rafinăriei și sigur că dincolo de faptul că dezvoltăm în zona centurii, viitoarei centuri, o zonă de agrement și o zonă industrială, adică dezvoltăm orașul spre râul Uz, vom înregistra scăderi semnificative ale poluării pe zona și a riscului de accidente pe zona centrală a orașului. Iată că atunci când vorbeam de șosea de centură, foarte mulți zâmbeau, șosea de centură, da, eu sunt convins că în perioada următoare va deveni certitudine și vom putea să vorbim dincolo de un oraș modern cu șosea de centură, de o stațiune turistică de interes local care, prin acea șosea de centură, facilitează cumva accesul viitorilor turiști către zona Valea Uzului. Anticipez deja un trafic spre această zonă turistică Valea Uzului, care bănuiesc că se va dezvolta și dinspre Sân Martin, Harghita, da. Din Harghita către dumneavoastră și în sens invers. E o zonă care are un potențial turistic deosebit și eu sunt convins că lumea, deja având trasee în weekend tradiționale, eu știu, vor încerca să găsească și românul este dornic și de locuri noi. Așa este. Și acolo aveți condiții ca în oricare altă stațiune. Noi avem o resursă extraordinară acolo, pentru că avem din analize cea mai pură apă din județul Bacău. Vorbim de lacul de acumulare și tot ce este amonte de lacul de acumulare. Avem cel mai pur aer. Deci noi suntem în mijlocul Carpaților acolo și avem acele zone mirifice, vorbesc de natura domnului, acele rezervații din cei aproape 1600-1700 de hectare de pădure pe care le are Dărmăneștiu, mai mult de jumătate este această pădure prinsă în situ Natura 2000. Deci avem lacul Bolătău și așa mai departe. Sunt niște zone foarte interesante, foarte frumoase, virgine, pe care românii am văzut că le caută în ultimul timp. Ne interesează acolo și avem proiecte cumulate care să vină cumva și să ofere viitorului turist acele nevoi pe care le are. Vom vorbi în perioada următoare de un sat de vacanță la Dărmănești, foarte frumos, avem aproape de coada lacului, primăria are câteva hectare de pășune. În acea zonă ne gândim la un sat de vacanță, investiții în zona respectivă, să atragem cumva potențiali investitori și nu numai. Deci sunt proiecte frumoase pe care noi le-am gândit, sunt în diverse faze de execuție sau de proiectare și cu siguranță în scurt timp, în câțiva ani, se va vorbi de Dărmănești la cu totul alt. Domnule primar, să știți că timpul trece repede. Ne apropiem de finalul emisiunii și parcă abia ne-am apucat să discutăm. Da. Dacă mai aveți anumite lucruri pe care doriți să le menționați aici în această emisiune? Câteva lucruri vreau să mai spun. Vă rog. V-am spus, mi-e greu să... și mi-am făcut aici când am venit, mi-am făcut o sinteză vis-a-vis de ce am făcut noi. Vă rog. Cum am reabilitat blocurile din Dărmănești. Suntem la fel, nu vreau să mă laud, dar suntem singurul UAT din Moldova care a reușit să ducă la finalizare un proiect european cu fonduri europene, dar pentru reabilitarea blocurilor
nu e niciun alt UAT care să finalizeze noi aproape 100 de apartamente. Și mai concret, această reabilitare înseamnă acea izolare termică. A modernizat blocurile. Și sub aspect și al energiei și sub aspect estetic. Sigur, sigur. Da? Circa 100 de apartamente cu termosistem, cu tâmplărie, cu acoperiș pe blocuri. Deci blocurile par noi acum, chiar și sunt noi, armonizate, armonizate peisajul urban. Da, după aia am discutat de proiecte de investiții în școli și veți vedea în perioada următoare la Dărmănești una dintre cele mai moderne școli din județul Bacău, realizată cu fonduri europene, cu pompe de căldură, și o să vă invit la inaugurare acolo. Veți vedea că costurile vis-a-vis de energia pentru a încălzi spațiile sunt spre zero, tind spre zero. Pompe de căldură, nu știu dacă mai are cineva în județul Bacău în școli. Noi am implementat acest proiect, suntem în proporție de 90%. Cred că am văzut la o sală de sport care urmează să fie inaugurată, da, 90% dincolo peste Siret. Da, da. E un proiect foarte, da, frumos. Am investit în școli, am investit în infrastructura de sănătate și amintesc aici un singur lucru. Am modernizat toate cabinetele medicale de pe raza orașului Dărmănești și am făcut în premier un centru medical la Dărmănești, transformând o școală veche care stătea să pice, era închisă de ani buni și stătea să se dărâme. Am transformat-o total, am făcut un centru medical acolo și un exemplu de bună practică, să zic, în decembrie anul trecut am finanțat din bugetul local un proiect în parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești, împotriva cancerului de colon, de sân, și rezultatele au fost fantastice. Peste 500 de persoane au fost testate acolo și gratuit, da? Deci am plătit noi și am văzut încredere în ochii oamenilor vis-a-vis de sistemul de sănătate. Avem proiecte foarte frumoase legate de monumentele de pe raza orașului Dărmănești și am cumpărat Moara Hazaparu, era un obiectiv. Ați văzut indicatorul la Dărmănești spre moara lui Hazaparu și de fapt acolo era... De altfel, nu e singurul obiectiv pe care l-ați adus în patrimoniul, și aici discuție întreagă, și ați făcut lucruri foarte bune pe această zonă. Și lucrăm acum la un proiect pentru reabilitarea acelui obiectiv. Veți vedea în curând la Dărmănești o moară cum era în 1700. Cu tot ce înseamnă și, sigur, lucruri foarte frumoase și vis-a-vis de sănătate și vis-a-vis de școli și vis-a-vis de cultură. Am achiziționat acea bază sportivă. Mi-aduc aminte în 2016, în campania electorală, un grup de tineri au venit la mine și mi-au spus: domnule, vă rog, dacă ajungeți primar, să ne închiriați o bucată din islazul comunal, să jucăm și noi fotbal. Da, mi-aduc aminte că am filmat și noi un meci acolo. Așa, da? Foarte frumos. Și le-am spus atunci că vom cumpăra acea bază sportivă. Avem o și bază sportivă, am dotat-o din buget local, am aranjat-o cu tot ce... Unii mi-au spus: domnule, avem nevoie de o casă de cultură, și am cumpărat casa de cultură de la o firmă privată. Suntem cu proiecte și pe POR și pe CNI și la fel în curând vom vorbi acolo de o casă de cultură modernă. Una dintre cele mai, veți vedea, una dintre cele mai frumoase case de cultură de pe Valea Trotușului. Foarte multe proiecte, foarte multe lucruri realizate, unele sunt acum în implementare și sigur că avem un pachet de proiecte care în următorii 3-4 ani vor deveni realități. Domnule primar, misiunea dumneavoastră este să le continuați. Pentru că sunt convins că în strategia și în viziunea pe care o aveți există și proiecte pe termen mai lung. Poate eu am această teorie că un primar nu poate într-un singur mandat să le facă pe toate. Sunt lucruri pe care îți trebuie timp și observați dumneavoastră, lupta politică este extrem de intensă, nu întotdeauna corectă. Și aici, așa cum vă văd eu sunt convins că oamenii vor alege un candidat așa cum sunteți dumneavoastră pentru a duce mai departe aceste, pentru că ați făcut lucruri foarte bune în Dărmănești, trebuie să o spunem noi, presa, și cred că este pe undeva și o obligație a dumneavoastră să, știți să că, le duceți mai departe. Să știți că o comunitate, dacă își alege un bun manager, are de câștigat. A trecut perioada aia în care primarul putea fi oricine. Eu așa cred. Vedeți, în țară și în special în zona Moldovei sunt localități care sunt foarte bine dezvoltate și cu fonduri europene și vis-a-vis de acea localitate vedem vraiște, străzi, praf și parcă trecem dintr-o lume în alta. Exact, totul ține de cum știe să conducă
acel manager, autoritatea publică locală, cum știe să conducă și să gestioneze banii. Și cred că cetățenii care vor înțelege că au nevoie de bun manager, vor alege acești manageri. Politica trebuie lăsată undeva, pentru că mereu am spus, clasa politică este necesară, dar este și cancerul societății. La noi în țară, clasa politică are problemele ei. Și atunci cred că alegătorul trebuie să orienteze spre acei buni manageri. Oameni care pentru ei și eu vă spun, așa sunt eu, pentru mine un cuvânt dat e cuvânt respectat. Fac tot ce îmi stă în putință ca om să rezolv acele probleme, dar nu trebuie uitat că și noi suntem oameni, suntem din rândul alegătorilor, nu am venit din altă parte. Sigur. Și avem cu noi resurse financiare nelimitate. Sigur că trăim într-o lume cu multe provocări, cu promisiuni neonorate de unii și de alții, dar dincolo de asta un bun manager totdeauna va performa. Și în al doilea rând, eu ca om, să știți că eu nu mi-am făcut personal o previziune din asta de a sta în primăria Dărmănești nu știu câte mandate, așa cum sunt alți primari. Nu vreau asta. Eu vreau să performez cât sunt aici și cea mai mare provocare a mea este să găsesc oameni care să poată să preia acele idei, proiecte ale cetățenilor, să le ducă mai departe, să fie serioși și așa mai departe. Când voi găsi un om de acest gen care să poată să ducă mai departe ideile, cu siguranță voi găsi altă ocupație. Deci, iată, nu-mi doresc să fiu primarul așa cum deci, am văzut. Deci, și în politică, ca și în fotbal, trebuie să existe fair play. Da, trebuie să existe fair play. Și cel mai bun să câștige, pentru că sigur. Acum, sigur că sloganul acesta, faptele vorbesc, a fost luat de către toate partidele politice. Dar aici eu cred că aveți dreptate că oamenii, că cetățenii își aleg omul în primul rând și abia după aceea partidul și așa mai departe. Deci, dacă ești un bun gospodar, reușești să se reprezinte. Am văzut la o discuție recent cu câțiva colegi primari din județul Bacău, unii panicați. Da, există această temere. M-am întrebat pe bună dreptate de ce sunt acei oameni panicați și am văzut că în cei 4 ani de mandat n-au făcut aproape nimic. Ei au mers la servici pentru a lua un venit, un salar ce avea acolo. Și acum, având rezultate în spate sau poate că neonorând acele promisiuni pe care le-au făcut în campanie electorale, sigur că au problemă. Eu chiar n-am niciun fel de probleme. Și dacă cetățenii din Dărmănești vor considera că în cei 4 ani am făcut ceva pentru comunitate, sigur că vor mai da un mandat. Reacordă acest sprijin, sigur. Dacă nu, va veni altcineva și chiar nu fac niciun fel de probleme. Știu că eu ca individ m-am descurcat oriunde am fost. Știu că am o viziune vis-a-vis de cum ar trebui dezvoltată administrația publică. Cu ani în urmă, în 2015, am făcut în alți funcționari publici și am făcut și școala franceză de administrație publică și am văzut viziunea Franței, pentru că noi împrumutăm din modelul francez. Da, în modelul francez este prezent și, în România. Dacă astăzi noi suntem cu niște ani buni în urma țărilor dezvoltate, sunt convins că dacă vom avea oameni buni în administrație și în politică, acest decalaj între țările dezvoltate și România se va mișora. Domnule primar, fiindcă deja am depășit timpul limită al emisiunii noastre, eu vă propun să ne mai întâlnim în câteva săptămâni aici la Exclusiv TV, pentru că mi-aș dori să am mereu invitați primari care gândesc așa limpede ca dumneavoastră, lucruri clare, pragmatice, lucruri care, iată, dintr-o perspectiva unui, așa cum fac oamenii de afaceri, unui plan de acțiune, devin realitate și ce este mai important, dacă îți dorești un lucru, îl poți realiza. Dacă nu ți-l dorești de la bun început, normal că nu ai cum. Dumneavoastră aveți în continuare foarte multe proiecte. Sigur că noi nu discutăm doar în cadrul acesta, în fața telespectatorilor, avem un dialog continuu cu dumneavoastră, de fiecare dată când venim la primărie la Dărmănești ne primiți și aveți întotdeauna câteva minute pentru noi, pentru a discuta, pentru a afla noutăți. De aceea zic eu că și transparența decizională pe care o aveți la Dărmănești înseamnă un plus de valoare. Sigur. Pentru vremurile în care trăim, care, încă o dată spun, sunt extrem de delicate. Dar atunci când ești corect, n-ai ce să ascunzi. Exact. Poate că nu există transparență acolo unde sunt anumite probleme. Dar
Aș vrea să mai fac în finalul emisiunii un mic, să zic, o mică paranteză. În 2016, când m-am hotărât să candidez la primăria Dărmănești, am făcut-o ocupând o funcție destul de serioasă în, eu știu... La prefectură, da. Eram subprefectul județului Bacău. Și m-am întâlnit cu un grup de colegi, de prieteni de-ai mei, care mi-au spus, vedeți, voi politicienii sau voi cei care spuneți că aveți experiență în administrație, nu vreți să veniți la talpa țării și să vă apucați să munciți de jos în sus și să faceți lucrurile să meargă din comunitățile mici sau mai mari. Și a fost o provocare pentru mine și la un moment dat mă întrebam dacă oare se mai poate îndrepta ceva în țara asta. Vreau să vă spun, după 4 ani de mandat, că cu inima deschisă și cu mâna chiar pe suflet, poate, nu? Chiar se poate. Mesajul meu către cei care vor să intre în politică, oameni tineri și poate oameni mai puțin tineri care n-au făcut politică până acum sau poate care n-au făcut administrație, cred că prin a alege să stați în afara administrației și a scenei politice, nu faceți bine. Căutați să vă implicați. Dacă ați performat acasă, dacă ați performat la servici, în job, în afacere, în ce aveți, cu siguranță veți performa și în administrația publică. Și cred că acei oportuniști care ani de zile și mulți ani de zile au stat și au cochetat cu scena politică, cu administrația și n-au făcut nimic, cred că a venit timpul să mai plece acasă. Și mă adresez încă o dată celor care vor să intre în administrație și în politică să se alăture acelor proiecte frumoase din comunitățile lor, să se implice direct, să demonstreze în timpul unui mandat că sunt în România oameni serioși care chiar pot schimba țara în bine. Am început această emisiune și o terminăm în aceeași atmosferă de informare pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Am început din 2016 cu discuția noastră, suntem aici în 2020 și vreau să vă spun că această poveste frumoasă nu poate fi numită poveste, este realitate. La Dărmănești veniți să vedeți realitatea împreună cu primarul Constantin Toma. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Sunt convins că acest proiect frumos al dumneavoastră va merge mai departe. Vă dorim mult, mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc.